Salutare, prieteni! Astăzi voi începe un nou proiect. Mai exact, voi începe reparația la acest Land Rover Discovery 3. Reparație ce constă în chituirea și revopsirea aripii stânga față. La fel și a ușii stânga față, iar pe ușa stânga spate voi efectua o pierdere de vopsea. Ușa stânga față, după cum puteți observa, a fost schimbată și va trebui revopsită la interior, după care pusă pe mașină și făcută toată lucrarea mai departe. Pentru început voi demonta și dezechipa ușa stânga față pentru a o revopsi la interior. Am demontat ușa de pe Land Rover. Deja i-am vopsit interiorul, deci am vopsit ușa la interior. Urmează să o montez imediat pe mașină, după care voi continua cu partea de chituire, atât a ușii, cât și a aripii stânga față. Am pus ușa sus pe mașină. Deja am dat și prima mână de kit, pe care am și șlefuit-o. Urmează și cea de-a doua mână, sper să fie și ultima. Am jlefuit și cea de-a doua mână de kit. Acum urmează să izolez mașina și să aplică filerul. Filer pe care îl voi lăsa să se usuce câteva ore, după care îl voi șlefui. Cam așa arată cu filerul dat. Îl voi lăsa puțin să se usuce, după care îl voi șlefui. Acest lucru îl voi face cu hârtie abrazivă de 800 și cu apă. Bineînțeles, tot la fel voi și mătui aripa din stânga față, cât și ușa stânga spate, unde voi face pierderea de vopsea.
Mașina este izolată. A rămas ca mâine dimineață, la prima oră, să o degresez foarte bine, după care voi aplica vopseaua respectiv lacul. Cam așa arată până acum. Cam așa arată Land Rover-ul vopsit. Tocmai ce am terminat de vopsit. Cam așa arată Land Rover-ul la o zi după ce l-am vopsit. Imediat mă voi apuca să șlefuiesc tot ce am vopsit cu hârtie abrazivă de 2000 pentru a corecta micile gunoaie ce s-au pus în timpul lăcuirii. După aceasta voi polișa toată partea laterală pentru a nu se vedea diferențe. Acum sunt la jumătatea procesului de polișare. Este un procedeu anevoios. Trebuie să vă luați ceva timp și mai ales răbdare. Dar până la urmă rezultatul va fi unul pe măsură, pe măsura răbdării. Am terminat de polișat Land Rover-ul. Cam așa a ieșit. Acum voi continua cu echiparea ușilor. Atât peria la geam la ușa din spate, cât și ușa din față. Aici am mai multe de montat. După care mașina va fi gata. Ok, prieteni, după cum puteți observa, am terminat de montat Land Rover-ul. Acesta este și rezultatul final. Cam așa a ieșit.